ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc că ne puteți urmări pe rețelele de socializare Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. Astăzi discutăm despre muncă, pasiune și robotică. Sunt tineri, sunt elevi care uneori poate renunță la timpul lor liber, însă renunță cu un scop, acela de a fi împreună cu ceilalți colegi care îmbrățișează aceeași pasiune cu ei și cu profesorii care de asemenea își rup din timpul liber și așa destul de puțin la cum știm că se desfășoară lucrurile în ultimii ani în școala românească, dar au un scop comun, acela de a fi cei mai buni dintre cei mai buni și la nivel național, dar și internațional. Discutăm astăzi despre ce s-a întâmplat în urmă cu foarte puțin timp la Arad, acolo unde a avut loc etapa regională a unui campionat extraordinar de robotică, în cadrul căruia zeci de licee, cele mai bune licee din țară, s-au întrecut pentru un loc în etapa națională a campionatului de robotică. Să mergem mai departe, dincolo de granițele țării, pentru asta se fac acum pregătiri intense, dar mai multe o să ne spună invitații mei de astăzi și o să încep cu domnul profesor, mentorul elevilor de la Decebal, domnul Sorin Stănculescu, profesor al Colegiului Național Decebal și omul care are în grijă destul de mulți tineri pasionați de robotică. Da, bine, bună ziua! Găsit. Mulțumesc mult pentru invitație! Alături de noi este și Eliza Curta, pe ea cred că deja o cunoașteți foarte bine pentru că a mai fost de multe ori la noi în emisiune. Bună ziua, Eliza, bine ai revenit! Bine v-am regăsit! Și Dragoș Mica, de asemenea elev al Colegiului Național Decebal, bună ziua, bine ai venit pentru prima dată, dar sunt convinsă că nu va fi ultima. Bună ziua, bine v-am găsit! Sunteți o foarte mică parte din echipa care, iată, s-a conturat în ultimii ani în jurul unui element comun, robotica. Deși pentru unii pare așa de domeniu științifico-fantastic, nu vrem, nu ne interesează roboții, de ce am avea roboți, iată că ați reușit să identificați, să găsiți cumva elementele care reprezintă până la urmă și viitorul și elemente care ne pot ajuta în, cred și nu cred că greșesc, domnule profesor, în orice domeniu de activitate. Roboții e adevărat. Sper ne pot ajuta și ne pot scuti de foarte multe lucruri. Da. Fiind elev, așa ca ei, la vârsta corespunzătoare, mi-au plăcut foarte mult niște cărți de science fiction, culmea nu cele americane, ci cele ale românilor. Tudor Negoiță și Cutia Pandorei și mi s-a părut extraordinar. Și era vorba de robotul care încearcă, asta este tema extraordinară a cărților despre roboți, robotul care încearcă să devină om sau să aibă sentimente. Și alea a fost definitorie pentru, să zicem, ce am vrut să fac mai târziu, plus laser, plus alte chestii, dar asta a fost o idee extraordinară și m-a ghidat în ceea ce fac mai departe. Prin 2016 am găsit posibilitatea să trec la această activitate și să începem să facem un curs de robotică la școală și un cerc de robotică și iată că am ajuns la performanța de a avea două echipe de robotică foarte puternice, una de Lego, tot de robotică, mai sezonieră, să zicem, dar și adresată totuși, celor mai mici. Adresată celor mai mici, până la clasa noua inclusiv. Și uite că facem robotică. Și nu ne temem de roboți, că motoul nostru este evoluăm împreună cu roboții pe care construim. Și eu zic că este o idee bună și o idee care poate să ne călăuzească să facem lucruri bune. Nu trebuie să ne temem încă de roboți și dacă ne vom teme deodată, tot din cauza noastră ne vom teme, nu din cauza lor. Deci și cam asta uneori este. Ne temem în principal de necunoscut, atunci de când necunoscut, nu știm, nu cunoaștem de fapt ce pot face acei roboți, cum pot fi ei ghidați, să spunem, e firesc să avem această teamă. Tocmai de aceea și noi aducem în atenția dumneavoastră atât cât
putem noi de mult și de des astfel de oameni și astfel de subiecte pentru a înțelege mai ușor foarte multe lucruri cu privire la acest subiect. 23-25 februarie la Arad, campionat important și pentru voi și pentru celelalte echipe care au participat și spuneam puțin mai devreme că nu au fost deloc puține, a fost așa o bătălie destul de acerbă. Ai fost acolo, Eliza. Eu am susținut de acasă. Ai susținut de acasă de data aceasta, iată. Fiind clasa 12-a, programul a fost foarte încărcat, însă pentru etapa națională o să le fiu alături în persoană. Înseamnă că tu, Dragoș, ai fost acolo, da? Categoric, da. Și cum a fost, cum s-a simțit atmosfera acolo, cum a fost lupta până la urmă, nu neapărat între voi tinerii, ci între roboții pe care i-ați construit acolo? Păi, pentru început, e greu să o expui în cuvinte, dar cumva copleșitoare, adică chiar și după 4 ani de robotică, totuși e o provocare pentru noi, fiecare an e provocare, dar o îmbrățișăm și încercăm să o depășim. Am participat cu 2 echipe și echipa de boboci de anul trecut, acum clasa 10-a, și echipa noastră. Echipa noastră a fost în trupa de tranziție, să zicem. Am luat membrii noi și am încercat să le predăm cunoștințele noastre de anii trecuți lor și să ne asigurăm practic viitor echipei. Și chiar și așa, cu mici probleme ca orice altă echipă, în sensul în care există dificultăți tehnice, dar nu ne-a oprit, am avansat prin meciuri, le-am oferit membrilor noi oportunitatea de a vedea ce înseamnă competiția regională și curând și una națională și am prestat bine, spun eu. Avem și noi câteva imagini de la acest campionat, de această competiție. O să rog pe colegii mei din regie să le difuzăm câteva fotografii, așa ca să înțeleagă și cei care ne urmăresc cum s-a desfășurat această etapă regională. Multă muncă, multă bucurie în egală măsură, domnule profesor, nu? Da, multă pasiune, multă muncă. Vreau să spun că această competiție FTC la care participăm și mi se pare extraordinară, înseamnă o competiție, adică o întâlnire între tineri, o întâlnire de prieteni, o întâlnire de profesioniști, pentru că au devenit în scurt timp, într-un an de zile pot să devină profesioniști, o întâlnire cu bucurie, să zicem, și cu necazurile corespunzătoare, dar oricum o întâlnire provocatoare pentru ceea ce pot să facă copiii. E greu să general. Faci performanță dacă nu ai și dezamăgiri, cred. Așa că... Spunea cineva că nereușitele sunt motorul care te împing exact. Înainte. Sigur, nu-i plăcut să primești o astfel de situație, dar este obligatoriu ca să încerci să o depășești și atunci este extraordinar când reușești acest lucru. Ce avem acum în imagini? La ce ne uităm? Ce fac acei roboți? Pentru ce au fost programați? Să explicăm puțin și partea așa mai tehnic, să spunem. Aici vedem echipa Dark și Dragoș poate să... Te rog, Dragoș. Dark Energy, după cum am spus, este echipa cu membrii de clasa 10-a și aici vedem, practic, o filmare a unui meci oficial din cadrul... Și chiar finalul meciului, chiar da? Finalul meciului, da. Meciul are o durată de 2 minute jumătate și prima jumătate, în primele imagini pe care le-ați văzut, a fost perioada autonomă, așa îi spunem noi. Autonomă în ideea în care roboții se mișcă pe baza unui program scris. Nu are niciun fel de comenzi date. Nu de... interveniți voi exact, în acele nu este momente. Condus de noi. După aceea vine perioada în care noi conducem robotul. Avem niște controle, ca cele de pe console de joc, și cu ele manevrăm robotul pe teren și înscriem elemente de joc. Uitați și o poză cu... Echipa Dark a primit Innovate Award 2, un premiu foarte important. V-ați întors acasă cu 3 premii importante, 3 premii importante și calificarea, da, în finala națională a pentru campionatului. Decebal, într-adevăr. Un pic mai aveau și ei și puteau să ajungă dacă erau puțin mai sus în clasamentul pe puncte. Este premiul lor, premiul celor de la Dark, pentru care îi felicităm, iată aici primind acest premiu și ne bucurăm pentru ei.
suntem triști că nu sunt alături de noi în competiție, oricum vor veni împreună cu noi la, să ne facă galerie la Decebal. Vă vor susține. Ne vor susține și cred că este foarte important să vină toți cei care au lucrat anul acesta la, pentru competiție, să înțelegem spiritul de acolo și să înțelegem că trebuie să facem un efort mai mare să reușim și mai bine în viitorul. Cât de frumos, build the future. Să construim viitorul. Da, este... Exact ce spuneam puțin mai devreme vis-a-vis de roboți, de robotică. Până la urmă, nu știu dacă este neapărat viitorul, ci prezentul, am putea spune. Este deja prezentul, sigur că da. A fost o competiție dificilă, nu este pentru prima dată când participați la astfel de competiții, pentru că aveți deja experiență în participarea la campionate de genul acesta. Aici este premiul pentru alianța câștigătoare, un roșu, galben și albastru acolo frumos, chiar dacă nu e pus în ordine. Ce înseamnă această alianță? Practic echipele... Trei echipe, deci în semifinale și finale, da, trei echipe sunt... Există o echipă capitan, aici a fost Robotix-ul, care primele patru locuri din competiția pe teren pot să-și aleagă alianța cu care joacă în competiție. Deci 1, 2, 3, 4 și... aceste alegeri se fac atunci? Alegerea pe se loc, face atunci, sau? După ce se termină competiția efectivă, se anunță cele patru echipe și echipele aleg pe rând prima echipă aleasă și a doua echipă aleasă, dar pe rând. Unul alege prima echipă, doi alege prima echipă și se ajunge până la patru și apoi unul alege a doua echipă aleasă și rămâne. Aceasta este o alianță care merge în semifinală și apoi în final. În semifinale, așa s-au ales ca la tenis, joacă unul, alianța 1 cu alianța 4, 2 cu 3, ajung în finală două dintre aceste alianțe și în finală se joacă ca și semifinală două jocuri din trei. Cine este mai puternic din două jocuri din trei? Și Robotix a fost capitan, Revanteco a fost pe poziția a doua, deci puteau să fie capitan la a doua echipă, dar au considerat că împreună vor face o alianță foarte bună. Au considerat că și noi am putea face parte din această alianță și atunci a fost și aleasă alianță, adică echipa a doua din alianța 1, să zicem. Am fost noi. Și ne-au ales. Ne-au ales. Am format alianța. Și le mulțumim că ne-au ales, au format alianța. Ați făcut și o echipă bună, să înțeleg. Eu sper că da, chiar dacă jocul nostru n-a fost în totalitate câștigător, dar cred că am dat dovadă că merităm să fim acolo. Asta depinde de cum au considerat ei, dar până la urmă alianța a câștigat și Robotix și Revantec împreună cu noi am fost alianță câștigătoare. A fost bătălia foarte mare pentru locul acesta de pe teren. Este, cred că trebuie să recunoaștem, este cel mai important loc pe care îl apreciază toate echipele ce se întâmplă pe teren. Celelalte premii care se dau, chiar dacă unele sunt mai importante decât câștigul de pe teren, sunt în urma unor activități pe care juriul le consideră cele mai bune. Dar asta este, să zicem, noi nu ne dăm seama de ce se întâmplă în spatele acestei jurizări. Dar ele spun ceva despre echipă. Cu siguranță spun chiar foarte multe despre acea echipă. Haideți să vedem și noi momentul premierii și revenim după aceea și mai comentăm pe baza imaginilor. Premiul Innovate World celebrează echipa care are ingeniozitatea și inventivitatea de a-și aduce ideile la viață. Acest premiu este acordat echipei care a impresionat juriul prin creativitatea și inventivitatea soluțiilor propuse în robotul lor. Premiul este dat pentru design elegant, consistență și gândire creativă. Premiul poate viza proiectarea întregului robot sau un anumit sistem care intră în componența robotului. Caietul tehnic al echipei a arătat juraților în mod clar cum a ajuns echipa la soluțiile inovative. Deci e către caiet, da? Îl știți ăsta. Locul 2 merge... Nu știu de ce, dar o energie foarte bună, nu înțeleg de ce. Dark Energy, locul 2, Innovate World.
urcă abia acum am realizat, se numesc Dark Energy și colegii sunt fucsia club. La culoare. Și exact cum spunea abia cel care reprezintă, nu înțelege de ce e Dark Energy, că au o energie atât de bună, atât de pozitivă. Deci o energie bună și vă numiți Dark Energy. Sunt premii pe care s-au primit și premii premiul care este constă în ceva. Nu? Felicitări. Am înțeles. Ales. Unul dintre tineri are în mână robotul. Da. Cel pe care l-au avut în competiție. Iată, și diploma pe care au primit-o cei de la Dark Energy. Câteva fotografii. Și acum, în surpriză pentru toată lumea, o să dau citire alianței câștigătoare de la aici, de la Arad. Robotics Hunedoara, Captain, Raven Tech, First Pick, Decebal Tech, Second Pick. Iată, alianța câștigătoare a fost, cred că au fost multe emoții. Pentru dumneavoastră, deși aveți deja, cum spuneam, experiența atâtor competiții, dar și pentru voi, tinerii. Ai participat de multe ori la astfel de competiții, Dragoș? Da, în fiecare an am fost participant, dar poate anul acesta cu atât mai mult, pentru că am fost chiar în echipa de driver, de piloți, să zic, ai robotului. La teren, împreună cu un coleg și o colegă, am ținut controlerele în mână și am pilotat robotul pe teren. E mai multă presiune pe umerii celor care sunt acolo la butoane? Mai ales când galeria din tribune te susține, simți o presiune pe umerii tăi, dar chiar și așa încerci să performezi, să dai tot ce mai bun în tine. Sunt oamenii pe care poți să dai vina. Fie că au câștigat și o pierdut, da? Cred că nu se pune problema de așa nu ceva, având în vedere evident, că evident. Ei sunt o echipă bine unită, închegată acolo și trec peste aceste mici probleme pe care le întâmpină și care sunt inerente până la urmă într-o astfel de competiție. Pe acolo, bravo, da. Felicitări. Ce fel de mascotă? Era o domnișoară Duck. Trebuia să aduceți așa un element, nu? Da, este elementul nostru. Tați alianța câștigătoare. Și roboți ați avut acolo? Dați-vă un pic mai în spate, așa. Așa. Tu, Nic, zic că eu te aud și... Probabil... Da. Au fost multe echipe din țară care au participat la această etapă regională? 43. Bun. Chiar din regiune. 42. 38 din... 39 din regiune. Și au fost trei echipe internaționale. Câștigătoare de aici, una de din la Cehia, regionala de la Arad. Da, mergem și am ajuns practic la ultimul premiu al zilei, el mai râvnit și el mai dorit dintre toate premiile. După ce vom da aceste premii, citirea acestor premii, veți vedea advancement list, echipele care vor merge la București 14. Câte sunt? 14 echipe care vor... Iertați-mă la Iași! Așadar, premiul Inspire Award este oferit de către juriu echipei care a întruchipat cu adevărat spiritul programului First Tech Challenge. Echipa care câștigă acest premiu este un ambasador important al First și un exemplu permanent de gracious professionalism pe care îl promovează constant. Este echipa care are un considerabil impact pozitiv în comunitate. Echipa câștigătoare a strălucit în toate categoriile de jurizare și este un model pentru competiția BRD First Tech Challenge România, atât pe teren cât și în afara lui. Juriul a luat această decizie pe baza analizei caietului tehnic, al prestației la interviu, pe baza observațiilor făcute în timpul meciurilor și a interacțiunii cu celelalte echipe la standuri. Locul 2 la Inspire. Locul 2 la Inspire. Haideți. Locul 2 merge către Decebal Tech. Decebal Tech din Timișoara. Decebal Tech, din prea multe din Deva. Da. Cel care prezintă a greșit puțin. Decebal Tech de la Deva. Deva este din regiunea, din regională. Exact.
se mai întâmplă, emoții probabil au cu toții acolo. Da. Inclusiv cel care prezintă. Oricum sunt foarte multe informații pe care trebuie să le transmită și cei care se ocupă de organizarea acestor evenimente. Câtă bucurie acolo pe voi! Păi până acolo n-am știut dacă vom fi undeva la un alt premiu decât cel pentru Alianța. Deci a fost o surpriză acestă. N-ai de unde să știi unde te plasezi dacă nu... Bine, era interesant că n-am fost la niciun alt premiu și atunci nu, speram, dar nu știam. Așa că, într-adevăr, poate să fie... Ați urcat destul de multe ori pe scenă. V-am văzut acolo alături de copii. Da. Cât de greu sau cât de complicat este să lucrați în echipă, în primul rând, și să aveți și rezultate ca acestea? Dragoș, mă îndrept atenția către tine, că spuneai că ești acolo mai tehnic, să spunem. Păi, pentru cel puțin noi nu este atât de dificil. Cumva noi nu vedem robotul ca un conglomerat de piese, ca un ansamblu, ci îl vedem ca o oportunitate de a învăța să colaborăm împreună, îl vedem ca o oportunitate de a învăța și ca o platformă de lansare pentru noi în orice domeniu, de la inginerie la, spre exemplu, PR, cum avem și colegii. PR-ul de care se ocupă colega ta, Eliza, exact, și care o face într-un mod foarte, foarte bun. Sunt mulți care probabil și-ar dori să aibă și discursul tău, dar pentru asta cred că e nevoie de multă muncă, la fel cum este nevoie de muncă și în ceea ce ține de robotică, de ideea pe care o aveți și pe care trebuie să o duceți la bun final. În ceea ce privește aceste competiții, aveți o temă anume pe care trebuie să o respecte toți sau veniți cu ce vă e poate mai la îndemână sau mai ușor să faceți? Da, anual se lansează o temă specifică sezonului și asta vine cu diferite elemente de joc, vine cu diferite elemente montate pe teren, terenul în schimb rămâne standard, același teren de 3 metri pe 3 metri și în est există regulație referitoare la modul în care se comportă roboții și la dimensiunile acestea, precum și la materiale din care e construit. Dar predominant se modifică sarcinile pe care robotul trebuie să le efectueze. Și ce sarcine a avut de data aceasta robotul pe care l-ați avut? Anul acesta, robotul nostru a trebuit să manevreze niște... Nu numai al nostru, toți robotul, da. Trebuie să manevreze niște elemente de joc în formă de hexagon, numite pixeli, și să îi înscrie pe o tablă, o tablă neagră undeva în spatele terenului, și să îi pun unul peste celălalt. Tema e un pic mai elaborată de atât, dar sumarizată cam așa ar fi. Alte sarcini ar fi să se manevreze pe sub niște baricade care au niște limitatoare de înălțime. Aici a venit o provocare pe partea tehnică, să reușim să facem un robot suficient de compact ca să încapă pe sub bariere. Și de asemenea să lanseze o dronă, se numește practic un avion de hârtie și în timpul acestei sarcini, echipele sunt cumva provocate să lanseze cât mai aproape de un perete, dar totuși să nu-l lovească. Aici asta implică precizie și anumite calcule. Și precizie și calcule și cred că foarte mult exercițiu înainte de a intra în astfel de competiție. Multă fizică și multe calcule trebuie făcute și mult exercițiu. Și ai uitat ridicarea pe bară, multe... la final, da, una dintre probe era chiar la final să te ridici pe o bară, să faci niște mușchi așa, niște tracțiuni, da, și care au fost importante. Deci astea erau cele trei sarcini, să ai începutul foarte bun, să ai ridicarea pe bară și să fie lansarea, iar rest... dexteritatea pilotului este cea de a pune cât mai multe piese pe tablă și să faci și niște mozaicuri, adică niște grupări de piese. A reușit robotul să facă față acestor provocări? Da. Bine, din exces de zel se poate chiar să dăm
totul, da, e ca și asta, pui nevoie, totul și la sfârșit dai cu piciorul ca să fie mai interesant. Ceea ce se probe, mă gândesc că sunt totuși contra cronometru, trebuie să vă încadrați într-un anumit timp. În două minute trebuie să faceți tot ceea ce ați enumerat mai departe. Partea asta, în afară de cele 30 de secunde de autonomie în care robotul își face treaba singur, dacă vrea, și aici este voința lui. În rest, celelalte două minute depind de driver. Adică de tine, da. Așa cum spuneai, pe tine a fost colegul și colegul tău, cum îl cheamă pe colegul tău? Raul. Îl felicităm și noi pe Raul și pe toți cei din echipele de la Decebal care au reușit să ajungă din nou să fie un punct important pe harta roboticii din țară. Acum vă pregătiți intens pentru campionatul național. Da, dar voi puțin să spun legat de chestia asta. În județul Hunedoara există 6-7 echipe, dacă nu mă înșel, de robotică. Este și o echipă nouă înființată la HATSEG, tot un profesor de fizică se ocupă de acest lucru, am reușit împreună cu domnul Nistor să-l convingem să-i dăm încredere să pornească o echipă, Afton Robotics, și ei s-au calificat pentru națională. Deci sunt la început acum, da, și de sunt la început. Echipa Alphabit de la Petroșani s-a calificat și ea de asemenea pentru națională. Echipa noastră s-a calificat pentru națională. Decebalul, Hunedoara. Hunedoara, cele două echipe care se recunoaștem pe teren, au făcut ravagii și rezultatele lor au fost extraordinare. Dar ne bucurăm pentru toate aceste echipe care suntem triști pentru cele care n-au mers, inclusiv echipa noastră cealaltă, dar vom fi acolo și cu a doua echipă să încurajăm pe cei de la Decebal și felicităm pe toți și să sperăm că la națională vom face rezultate foarte bune. Competiția de anul ăsta, că Dragoș n-a spus, competiția de anul acesta și probele de anul acesta au fost de la început o mare provocare, pentru că erau trei teme puse la un loc din competițiile anterioare. Aceasta cu pixelii, care însemna în alte competiții era să pui niște piese într-un anumit loc, ridicarea, care însemna dintr-un alt sezon, era din alt sezon, după aceea lansarea avionului, care n-a fost niciodată până acum, deci a fost ceva foarte nou și o probă în premieră și n-a fost ușoară, dar destul de echipe până la urmă au reușit să facă și această probă. Foarte, foarte multe echipe au reușit să combine aceste trei lucruri care păreau total diferite și să facă rezultate deosebite. La națională va fi o bătălie mare, 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 și eu sper că Decebalul va face în perioada care urmează, își va perfecționa robotul și vom conta acolo în competiția finală. Deci încă e loc de mai bine, încă trebuie să mai perfecționați acest robot și etapa națională probabil va fi una mai dificilă față de cea la care ați participat acum. Sigur. Eliza, vei fi acolo, tu te ocupi de tot ceea ce ține până la urmă de imaginea colegilor tăi și știu că ai venit la un moment dat cu un dosar destul de generos de informații și prezentare a tuturor lucrurilor pe care voi le faceți. La campionatul național sunteți pregătiți, cred, din nou cu toate cele necesare. Urmează din nou redactarea portofoliului și a caietului pe care vi le-am prezentat chiar acum un an aproape. Ești mai tânără, mă bazez pe memoria ta mult mai mult decât pe a mea. Copiii au evoluat extraordinar. Eliza este printre experții în domeniul de PR, dar copiii au evoluat de la ambele echipe și cei de la Dark au evoluat și caietele sunt deosebite. Dacă ne uităm la modul în care juriul a apreciat caietele tehnice, au fost puse la excelent acum caietele tehnice. Mai trebuie să lucrăm la modul în care ne vindem marfa, în sensul de vorbire, dar aici, anul ăsta, cred că am avut niște speaker extraordinari la interacțiunea cu juriul.
Dragoș a fost acolo, el a simțit mult mai bine, eu n-am intrat că mă emoționez prea tare și intervin și nu-i bine, dar el a fost acolo și și-a dat seama de... Riscat să primiți un cartonaș roșu, wow, să înțeleg, sigur, nu? N-ai voie să vorbești. Tu ca mentor n-ai ce căuta acolo și nici copiii să se uite la tine, că atunci înseamnă că-s nesigur. Dar ei cred că au impresionat. Dragoș, Matei, cred că Matei a vorbit acolo de... le-a luat... a fost principalul... Sunt convins că a vorbit mult și bine. Dacă mult și bine. I-a impresionat, da, pe cei de acolo. Raul la fel. Și cei tineri, bobocii, au fost impresionanți acolo. Dar cei trei deocamdată au fost cei mai buni și cred că au dat acel verdict de toate la excelent. Vom învăța cu ambele echipe să facem același lucru și să fii excelent nu numai pe teren, să fii excelent și la interviu. Imaginea a fost foarte bună a echipelor. Aceste concursuri, da, aceste competiții nu înseamnă doar lupta roboților, să spunem. Nu, nu, nu. E mult mai mult muncă în spate. Te rog, Elisa. Motul competiției este chiar mai mult decât roboți, more than robots. Deci e vorba, cum a zis și domn profesor, despre cum îi prezentăm, cum ne prezentăm munca. Noi trebuie să avem, trebuie, ne propunem să avem un impact cât mai mare și în comunitate. Organizăm evenimente. Chiar în acest an am avut caravana CND de Robotics. Împreună cu Dark Energy am mers la diferite instituții și am prezentat roboții, am prezentat echipa. Alături... Și mai ales la tineri, mai ales, da, la copii am fost. Da, fiindcă ei sunt viitorul și, până la urmă, ei sunt cei care vor avea oportunitatea de a promova la rândul lor aceste lucruri și de a se implica. Și vrem să le oferim șansa. Uitați, aici aveți o casă pentru așa ceva. Iar pentru campionatul național, că timpul trece destul de repede și mai avem, cred că, vreo 13 minute din această emisiune și vreau să discutăm și despre modul în care vă pregătiți acum și ce o să urmeze după campionatul național, pentru că nu vă opriți aici, sunt convinsă. Trebuie să țintim sus, până la urmă. Noi, la această competiție regională, am luat premiul Inspire locul 2. Premiul Inspire se acordă echipelor care, după cum ați auzit și pe prezentator, au atât o prestație bună pe teren, cât și la rândul standurilor, cât și în cazul caietului. Îmbină toate domeniile, cum ar veni. Și noi, în acest an, a fost o premieră să luăm Inspire. Este prima dată când luăm cel mai mare premiu din competiție. Iar asta, cred că, ne oferă multă încredere, că putem performa la acest mod, în acest mod și la competiția națională. Și de ce nu? Noi sperăm, noi țintim. Dacă nu țintim sus, nici nu o să ajungem. Și cumva sperăm la Statele Unite, însă este mult de muncă, foarte mult de muncă. Pentru că în luna martie, da, va avea loc campionatul național la Iași și în aprilie campionatul mondial la Houston. Da. Sunt puține, și puține locuri pentru echipele din România să treacă mai departe. Trei sau patru, cred că. Anul ăsta cred că sunt patru, nu sunt foarte sigur, dar în general sunt trei locuri. Din 200. Inspire, 1 și 2 și câștigătoarea, capitanul echipei câștigătoare erau, posibil și locul 2. Ce mai aveți de lucrat cu robotul pe care îl aveți? Ce mai trebuie să puneți la punct? Care vă sunt minusurile? Asta dacă vreți să ne spuneți, că poate se uită la noi cei care vor fi contracandidații dumneavoastră. Nu ne ia nimeni minusurile, așa că tot putem să le spunem. Te rog, Dragoș. Păi, robotul nostru a fost gândit inițial cu un plan ambițios, am vrut să-l facem să performeze la un nivel înalt, dar cumva niște comenzi întreziate, combinate cu faptul că noi suntem totuși a 12-a și să delegăm toate sarcinile celor mici, n-a fost chiar așa de ușor pe cât am prezis, ne-a făcut să limităm cumva capacitatea robotului pentru etapa asta și am ales, în loc să-l dezvoltăm complet, să-l optimizăm. Și atunci, cred că ăsta e primul pas pe care vrem să-l facem, să atingem potențialul maxim al robotului și categoric, ceea ce am văzut la colegii noștri de la Hunedoara, Robotics și Raventec, mult antrenament. Piloții trebuie să fie foarte bine antrenați și cu asta, evident, și punctajele o să crească și credem că performanța va avea mult de beneficiat pe partea asta. Probabil că mulți dintre cei care ne urmăresc se întreabă, acești roboți ar putea fi transpuși în realitate pentru a fi folosiți în anumite domenii de activitate și dacă da, în care ar putea fi
Și cine știe, poate primiți și unele solicitări din partea unor oameni de afaceri, de ce nu, pentru a putea să vă fure așa ideea. Un premiu spune Eliza. Așa, toate temele vin din problemele cu care se confruntă societatea și cum le putem rezolva. Asta e în fiecare an. Și recent sunt tot mai multe probleme de logistică, după cum a spus și Dragoș. Noi a trebuit să transportăm niște pixeli pe o tablă înclinată. Ține de logistică, cum, nu știu, ar putea avea utilizări în domeniul fabricilor de depozitare a mărfurilor. Dar în același Există timp... Există chiar și un premiu legat de aceste transpunere ale robotului în teme de din industrie, din viața de toate zilele. Robotul care pune pixel înseamnă că poate să pună obiecte pe niște rafturi într-un depozit, poate să le transporte pe drumuri bine definite dintr-o parte în alta. Este exact ceea ce se întâmplă într-un depozit al lui Amazon, al oricărei firme de curierat sau, eu știu, în orice fabrică. Premiul pentru design industrial este cel care se dă acelui robot care îmbină cele mai multe elemente de design industrial, adică de ce ar face într-o fabrică. Și exact acum, robotul care se urcă pe o bară este mai mult pentru sala de sport, dar cel care merge pe un traseu bine definit și pune obiecte, da. Cel care lansează iar un avion este mai puțin, să zicem, o chestie industrială. Dar în toate temele celelalte pe care le-am avut până acum, exact acest lucru face robotul, face design industrial. Adică tema este făcută pentru așa ceva. Și cum reușesc să realizez acest lucru este cel mai important. Foarte mult. Și au reușit copiii. Au reușit copiii. Și studiu. Și studiu și provocări și informare. Copiii și-au ideile din tutoriale în care li se spune cum se programeze, dar ceea ce fac este ceea ce fac ei. Deci cum programează, cum îmbină partea de mecanică cu partea de programare, nu mai ne-o spune nimeni. Deci asta o fac ei, efectiv. Și asta este... Și cred că avem îndrumarea dumneavoastră, că reușiți să le răspundeți tuturor întrebărilor, domnule profesor. Rolul meu este mai mult administrativ și mai mult de, să zicem, de temperarea ieșirilor în decor. Pentru că nu poți să ieșire în decor a roboților, nu? Ieșire în decor a roboților, da, pentru că este complicat să gestionezi, cum am avut anul ăsta un colectiv de două echipe care pot să fie rivale și prietene și în același timp să gestionezi și partea de administrare. Logistica de la atelier, administrarea pe probleme de sponsorizare, dialogul cu autoritățile, dialogul cu domnul director, care ne-a ajutat extraordinar, care ne-a dat niște șanse extraordinare să avem un loc unde să facem această robotică. Atelierul nostru de anul ăsta este spectaculos și este, fără el n-am fi făcut mare lucru. Cât timp v-a luat sau cât timp voia să construiți un astfel de robot și tot ați adus în discuție și partea financiară. Mă gândesc că toate costurile sunt destul de ridicate atunci când vine vorba despre piesele pe care voi trebuie să le folosiți, despre research până la urmă, pentru că totul înseamnă bani din punctul acesta de vedere. Cât de dificil vă este? Păi, clar nu e ușor. Spre exemplu, anul acesta, având membrii noi, nu ne-am permis să construim un singur robot din start. A trebuit să le dăm răgaz să încerce, să monteze, să demonteze și apoi să monteze din nou. Cel puțin pe partea de mecanică, pe partea de proiectare, i-am învățat cum să asambleze un robot în diferite programe de modelare, ca după aceea să le fie mai ușor să-l pună împreună mecanic. Și la programare la fel. Tocmai de aceea timpul nostru de lucru efectiv pe robot s-a redus, având în vedere faptul că ne-am făcut mai multe prototipuri. Dar chiar și așa am reușit să asamblăm un robot competent în timp de cam o lună, aș putea spune.
E bine, zic eu, nu, domnul profesor? Dacă e bine și nu unul prea. Unul să fie și funcțional. Să... A concurat faptul că cei mari au fost, sunt presați și de ideea acestui bacaloriat și atunci interacțiunea lor cu piticii au fost puțin mai rară și mai restrânsă. Iar copiii din Bobocii au evoluat destul de lent la început. Darcu a fost însă mai pe poziție, însă dacă te joci prea mult și încerci să schimbi prea mult ca să faci cel mai competitiv robot, nu ajungi la partea, ce zicea Dragoș, să faci driving și să dai șansa acelui driver să fie, să înțeleagă toate momentele grele. Deci în această perioadă până la campionatul național vă veți axa mai mult pe partea aceasta. Da. Perfecționarea robotului și perfecționarea driverilor. Pentru că în competiție apar provocări și au fost provocări și anul acesta. Se strică ceva și trebuie să ai perspicacitatea ca să depășești acel ceva. Dacă n-ai făcut suficient conducerea robotului, te poți bloca și e suficient 2-3 secunde să te blochezi și echipa ți-o ia înainte. Mă gândesc la meciul cu Raven Tech-ul când am pierdut la un punct, 156-155, a fost o palmă dată așa frumos când puteam un singur pixel dacă puneam era altceva. Dar bine, nu poți să dai seama de la început, dar reacția, dacă reacția era alta, poate că era altfel, dar nu poți să zici. Să ne spună Dragoș, care ai fost acolo, wow, nu? Cred că el e mai măsură să ne spună cum a fost. Și au mai fost situații interesante în care un robot s-a blocat și s-a blocat exact în fața tablei și trebuie să găsești soluția să-l dai deoparte și e foarte complicat. E greu să-ți gestionezi și emoțiile și nervii, cred că, în acele momente, nervii pentru că știi cât de mult ai muncit pentru acel robot, îl cunoști destul și de bine. Și mai riști ceva, să-ți strici robotul. Da. Și aia este cel mai grav. Când ai stricat robotul, atunci poate să fie definitiv sau... Mi s-a întâmplat în competiții să pățiți astfel se de... Întâmplă. Se întâmplă. Nu e rar, dar... Nu e des, e rar, dar totuși se întâmplă. Adică... din neatenție, din grabă, mai ales atunci când un pilot nu înțelege perfect cum funcționează robotul, din greșeală poate acționa două sisteme simultan, se prinde unul între ele și apare surpriza. Da. Și apare surpriza, dar și nu-i prea plăcut. Exact. Da. Când sau de câte ori pe săptămână vă veți întâlni acum până în martie când va avea loc campionatul național? Care vă este programul așa în câteva secunde, o să te rog să ne spui, pentru că suntem la final de emisiune. Programul nostru, cel puțin acelor mai, înseamnă școală, mers acasă să mâncăm, la robotică și seara facem teme pentru ziua următoare și repetăm și pentru simulare. Și pentru simulare. Da. Care urmează să-i... Simularea pentru examenul de bacalaureat. E mult de muncă, destul de complicată pentru voi în această perioadă, dar nu trebuie să renunțați, mai ales că cum ar lucra într-o multinațională, nu? Cum ar lucra într-o multinațională, tot sub presiune. Da. O presiune poate și plăcută, domnule profesor, este. Având în vedere că din joacă sau pasiunea se transformă în joacă și mai apoi într-o chestiune serioasă. Eliza, vei fi, spuneai, la campionatul național de data aceasta, o să fii acolo trup și suflet pentru colegii tăi. Vă întoarceți victorioși de acolo, da? Sigur. Sigur. Cum? Așa și, dacă nu și cu experiență, fiindcă va conta foarte mult, mai ales pentru boboci. Suntem victorioși prin ce am câștigat în acest an. Sunteți mândri de elevii dumneavoastră, domnule Stănculescu? Sigur, cum să nu, bineînțeles. Și nu o să cedezi chiar așa de repede. Încă vom continua. Sper să fie și cu folos. Mai aveți multe generații care vin din urmă și pe care trebuie să le... Dacă suntem lăsați, nu spui de cine, dar... vom face în continuare activitatea. Nu vă mai provoc să-mi spuneți de către cine să fiți lăsați. Eu aș spune doar că merită, sprijiniți acești tineri și financiar și psihic și emoțional și oricum. Și sunt convinsă că sunt foarte mulți oameni care dacă ar da așa puțin, din puținul lor, ar putea să facă ca toți acești elevi care sunt pasionați de robotică să ajungă poate la cel mai înalt nivel.
în cadrul acestor competiții, fie naționale, dar și internaționale. Și să nu uităm că în aprilie, așa cum am spus pe parcursul acestei emisiuni, va avea loc campionatul internațional la Houston. Cine știe, poate vom avea și pe elevii Colegiului Național de Ceval acolo, dar pentru asta trebuie să îi ajutăm și noi așa cum putem. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența mulțumim în emisiune. Mulțumim. Și mult, mult succes să aveți. Deci la finalul lunii martie ne vom revedea aici, da? Nu știu dacă sperăm în această formulă, poate într-o altă formulă sau mai mulți. Poate alianța câștigătoare să fie din județul Hunedoara, nu? Și să mergem acolo toți? Tăiați poatele. Sigur. Încercăm. Bineînțeles. Mult succes vă doresc. Mulțumim mult. O dată vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Nu uitați, sprijiniți tinerii pentru că ei chiar merită. Mulțumesc încă o dată. După masă frumoasă, numai bine.